Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. În această seară am să vă fac citirea în cărți, am să o refac, da? Pe dragoste, luna decembrie, pentru doamne, bineînțeles. Și am să fac două videoclipuri. Am să iau dama de verde necăsătorită, dama de verde cu altă pereche de cărți, cea căsătorită, da? Am să dau, bineînțeles, cu mai multe rânduri de cărți, am vreo 12 rânduri aici. Și în următorul videoclip anunț acest lucru, ca să știți, da? În acest videoclip va fi dama de verde necăsătorită și căsătorită și dama de tobă necăsătorită, adică singură și cea căsătorită. În următorul videoclip am să fac dama de roșu cu dama de ghindă. Este etalarea în dragoste pentru luna decembrie. Sper să înțelegeți mai bine această citire și să fiți mai mulțumite, deși aceea era o etalare generală și pentru domni. Am să dau și pentru domni separat, dar nu chiar așa. Am să dau la o altă manieră. Înainte să încep, vă spun de pe acum la mulți ani pentru ziua de mâine, de Sfântul Nicolae, tuturor celor care purtați acest nume și să aveți o zi liniștită cu tot ce trebuie pe masă și, bineînțeles, este și bucuria copiilor această zi sfântă. Să nu uitați să le puneți în ghetuțe tot ce practic și-au dorit. Bun. Și să începem etalarea. Mă scuzați un pic, dar tot v-am zăpăcit telefonul. Sună în continuu. Bun. Haideți că am oprit puțin, că, da, după cum vă spuneam, sunau telefoanele în continuu. A trebuit să... să iau măsuri, ca să zic așa. Bun, haideți să vedem dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri, dragoste, luna decembrie. Ia uite, primiți cadouri. 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 Deci cele căsători, cele singure, da? Mă rog, singure. Singure, probabil că sunteți foarte puține dintre dumneavoastră care sunteți singure, pentru că văd așa, pe unele dintre dumneavoastră vă gândește un bărbat, deci care îi aveți, cu care vorbiți sau cu care ați mai intrat în contact. Deci nu este o etalare generală, este fix doar pe dragoste, da? Bun. Deci, unele dintre dumneavoastră aveți un bărbat de ghindă, brunet cu ochii negri, da? Care vă gândește și o să vă dea veste. Din păcate, s-ar putea să vă dea veste, dar este un bărbat cu care voi ați avut probleme în dragoste. Unele dintre dumneavoastră, bineînțeles, a căzut turnul, cred că a fost o despărțire sau o rupere cât de curând. Da? Aici, ca să vă spun la cel de ghindă, un pic... slabe speranțe să mai fiți cu el ca înainte, dacă ați avut o relație, sau slabe șanse să fie o relație serioasă sau să fie, să fiți într-o relație cum ați gândit-o dumneavoastră. Da, nu. Deci, clar, nu. Mi-a căzut din nou. Are acest bărbat brunet cu ochii negri. Este blocat, v-a căzut turnul și muntele, deci greu. Cu turnul și cu muntele pe dragoste,
Dar vești, da, se pare că parcă ați mai vorbit cu el. Acum că îi dați dumneavoastră veste sau vădă el, nu știu. El cam dă vestea la spate, dacă stau să mă gândesc. Gândește, da, poate așteaptă de la voi. Da, următoarea situație care ar mai fi. Cine gândește un bărbat cu ochii verzi sau albaștri? Nici aici nu stăm pe roz. Dar pot spune că aici ar mai fi rost de o împăcare și aici au fost probleme în dragoste. Da, exact ce vă spuneam. Și veți avea un nou început. Deci este rost de împăcare aici. La cele care aveți, cunoașteți un bărbat cu ochii verzi sau albaștri și eventual o puteți lua de la capăt sau să, după o lungă supărare pe care ați avut-o, într-adevăr să cunoașteți de curând acest bărbat și să începeți o nouă relație. Vreau să vă spun că acest bărbat are o problemă cu inima. Este bolnav de inimă, ok? Bun, mai departe. Foarte bine aspectate sunteți dacă aveți domn de tobă, de exemplu, și atent cu ochii căprui, cu piele albă, da? Sau mai un pic mai spălăcite așa, sau de la șaten închis la șaten deschis, cu ochii căprui, da? Aici, da, văd bucurie în casă, văd vizite, văd o situație mai liniștită, văd o logodnă, o viitoare relație mult mai înstărită. Aici cred că deja sunteți de ceva timp împreună, pentru că prea bine, prea bună în cade cartea, sau pur și simplu este un bărbat bun care vor merge lucrurile bine destul de repede. Este un bărbat robust, sănătos, care și el la viața lui a avut niște probleme cu altcineva. Se pare că este divorțat și poate avea chiar și un copil. Dar da, sunteți în pereche cu el și vreți primi bucurie. Ca și veste, un mesaj extra. Aveți grijă să nu vă cheltuiți banii care i-ați strâns unele dintre voi acum cu aceste sărbători, pentru că ați strâns niște bani pentru o afacere, pentru o schimbare de casă sau pentru o realizare și văd că intrați în ei. Aveți grijă că veți avea blocaj pe bani dacă nu sunteți atente. Bun, acum au ieșit bărbații care vă gândesc, pe care îi gândiți și cu care poate unele dintre voi nu sunteți chiar atât de singure și chiar puteți avea o relație cu unii dintre aceștia. Fix pentru cele singure, văd aici o nesiguranță. Nesiguranță, dar pe voi nu sunteți sigure, pe voi nu mai sunteți sigure pe voi. Da? Sunteți supărate pentru că vi s-a furat dragostea de o femeie de roșu. Unele dintre voi să știți că cunoșteați pe această doamnă care v-a furat bărbatul, a fost la voi în casă sau a fost o prietenă apropiată sau o cunoștință, în orice caz. O femeie de roșu pe care voi o știți, ea poate că să cadă oricum ar fi, înțelegeți, în cărțile astea, dar într-adevăr există aici persoane, deci 100% există cineva care e foarte deznădăjduit și nu mai are încredere în nimeni și nici măcar probabil în cunoștințele voastre sau prietenele voastre nu mai aveți încredere că o femeie de roșu v-a făcut necazuri și probleme. Bun, totuși insist
să mai scot o carte, să văd ce se mai poate întâmpla în luna decembrie pentru cele care chiar nu aveți pe nimeni, dacă aveți noroc până la urmă, vedeți? Deci, norocul, din nou, este un bărbat de tobă. Unele, într-adevăr, îl aveți pe acest bărbat, altele nu. Se pare că și cele care sunteți singure, veți avea o speranță să cunoașteți pe cineva în această lună decembrie și, în speță, un bărbat de tobă. Uite, vă trebuie înțelepciune, da? Deci, exact, un pic de tot cam ce vă spuneam, că sunteți nesigure pe voi, unele dintre dumneavoastră, sunteți nesigure și nu mai aveți curaj. Da, dar vă trebuie înțelepciune. Haideți să vedem și o carte pentru cei care aveți pe cineva. Aveți grijă, unul din acești bărbați, ori de ghindă, dacă totuși până la urmă vine, sau de verde, să. Unul din ei este un pic cam infidel și îl știți. Eu cred că este acest bărbat de ghindă de care v-am povestit mai devreme. În afara faptului că are blocaj către voi sau nu știu, poate chiar nici nu vrea neapărat să aibă o relație cu voi sau nu mai vrea, dar sau poate chiar dumneavoastră, pentru că mi-a căzut multă infidelitate aici, nici el nu știe cu cine n-a mai umblat. Adică nici el nu mai știe cu cine n-a umblat, de fapt, voiam să spun. Și pentru cele care totuși aveți pe cineva, probabil că veți mai rămâne o perioadă în relație. Nu știu, să simt că multora dintre dumneavoastră nu vă convine anumite situații sau nu vă convine de partenerul care l-ați cunoscut sau cu care vorbiți sau cu care, pe de o parte, trageți speranțe să fiți, dar pe de altă parte, unele îl mai vreți, altele nu-l mai vreți, sunteți supărate că v-ați separat, dar de fapt nu-l mai vreți, dar plângeți după el. Nu știu de ce sunteți așa. Uf. Nu prea știți ce vreți. Uite, în concluzie, nu vă mai gândiți la trecut, nu mai plângeți după trecut, că și dacă plângeți, nu faceți nimic. Chiar dacă se întoarce, nu o să rămâneți cu el. A fost multă infidelitate, au fost multe probleme, multe necazuri, dar dacă doriți cu adevărat, să știți că vă la cele singure într-un târziu și dacă că nu trebuie să vă spun eu ce aveți de făcut, nu? Trebuie să aveți deschidere pentru a cunoaște pe cineva nou și până la urmă se întrevede o dragoste la orizont, dar dacă stați supărate și plângeți după trecut, că a fost infidel, că vi l-a furat X sau Y sau mai știu eu ce alte lucruri, nu veți ajunge nicăieri, dar oricum aici cele care așteptați ceva din trecut, vă spun sigur că și dacă s-ar întoarce mâine, poimâine v-ați despărți, da? Să fie clar, aveți noroc în dragoste, cele singure, singure, dar cu un pic de dorință, să zic, da? Haideți să vedem și un sfat de la îngeri. Maia. Mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Bun, nu prea am să mai scot totuși o carte, un înger, să vedem. Aici probabil că sunteți mulți care încă mai aveți, sau multe, care aveți anumite probleme cu
cu anumite cursuri, dar v-am spus, nu este o etalare, nu spun nimic decât fix despre dragoste. Și între el spune, ești purtător de lumină, Dumnezeu are nevoie ca lumina și iubirea divină să strălucească asemenea unui înger peste pământ și peste toți locuitorii săi. Deci, și pe Dumnezeu îl supărați dacă stați triste și nu, cartea nu este urâtă pe dragoste. Nu pot să spun că pentru cele singure, mamă, ce o să rămâneți voi cu cel de ghindă, de verde, de... Nu, cel de tobă e foarte bine aspectat, dacă îl aveți, țineți de el. Dar cel puțin până la sfârșitul lunii decembrie sau de aceste sărbători, ar fi bine să țineți de ei, să nu rămâneți singure. Cartea nu a fost una rea, dar foarte multă îndoială, îndoială, pur și simplu. Și dacă vorbiți cu cineva sau chiar sunteți sau ați început o relație sau foarte multă îndoială. Bun, acum dăm pentru dama de verde căsătorită, da? Pentru dama căsătorită de verde. Uite, să vedeți și voi cum a căzut temeiul în picioare, casa în picioare, dragostea în picioare pentru cele căsătorite. Bun, și aici până la sfârșitul lunii decembrie, lucrurile la modul general stau bine, familia fericită, copiii vin acasă, stați bine cu bărbatul de tobă, din nou cu bărbatul de verde aici, în schimb, ca de dragoste sinceră în casă. Într-adevăr, sunteți și doamne de verde care sunteți căsătorite și la unele dintre voi nu sunteți cu bărbații voștri, sunteți mai departe de ei sau unele dintre voi chiar dormiți separat, că nu vă văd împreună, deci sunt probleme în casă, probabil vor mai fi discuții că vă cade aceste lacrimi, ați suferit foarte mult din cauza soțului vostru. Unele v-am spus, nici măcar nu sunteți divorțate, poate sunteți separate, dar sunteți, nu știu, încă căsătorite, sunteți separate, nu știu ce e aici. Cert este că unele dintre dumneavoastră ați cam suferit în viața asta din cauza acestei căsnicii. Îl văd ieșit din casă, mai vine din când în când sau să se întoarcă, dar nu prea ați fost fericite. Vă cade totuși un drum sau el de la drum. Dar aveți vești bune, cele căsătorite în casă, sănătate și totuși a căzut pomul vieții. Pomul este sănătate, înrădăcinare, prosperitate. Deci cum necum, bine, rău este al vostru și sunteți acolo. Nu-mi cad boli, să zic că sau ceva. Am pe cineva aici cu mână, cu inițiala de O, simt să vă spun în nume sau prenume care este un nu știu, o să aveți discuții sau certuri dacă sunteți voi sau partenerul, soțul cu litera O, nume sau prenume, veți avea un pic de probleme, cred că mai mult și un pic de certuri, prea multă muncă și pe sănătate. E ca și cum cineva muncește prea mult aici și o să se simtă un pic rău, dar în schimb dragostea la cele căsătorite este bine aspectată. Da, sunt într-adevăr, cum v-am spus, doamne care nu veți divorța sau sunteți căsătorite, sunteți separate de bărbatul vostru, vă cad lacrimi în casă, vă mai cad lacrimi, dar una peste alta văd că pe de altă parte vă simțiți și bine, fără,
fără el, dar nici nu vreți să divorțați, nici așa, nici așa, știi? Dar primiți veste până la sfârșitul lunii decembrie, da? Primiți veste de la... Nu cad, ați văzut, cartea este foarte frumoasă, tot ți-a și în picioare bucuria. Veți avea bucurii, bine, acum toată lumea mai are bucurii, că sunt sărbătorile și... Dar nu este o carte rea, văd că vă uniți și cu familia și cu copiii, vin și copii de la drum sau plecați dumneavoastră la drum. Deci... Cineva care este aici, dacă sunteți căsătorite cu un bărbat brunet cu ochii negri și n-a fost acasă de mult sau sunteți separați, să știți că se pare că se va întoarce. Da, îmi cade bucuria și ar trebui să se întoarcă repede până în 15 decembrie acest bărbat. Bun, haideți să vedem și niște sfaturi de la îngeri. Arată apreciere, da? Deci, arătați față de soții voștri apreciere. Asta le place de bărbaților, ce să facem. Da. Și să aveți grijă la atitudinea voastră, să vă mai auto-analizați. Se pare că nu numai ei sunt de vină acolo unde lucrurile nu merg, ci mai aveți și dumneavoastră din când în când câte o vină din punct de vedere atitudine, da? Deci e foarte important să arătați apreciere ca să aveți liniște în casă, da? Să vedem ce spun și îngerii, arhanghelul Uriel. Emoțiile ți se vindecă, permițându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi învăța să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Vedeți? Exact ce a căzut și aveți și probleme. Unele dintre dumneavoastră, cele căsătorite, aveți destule probleme și voi. Ați avut, dar trebuie să arătați înțelegere, dragoste, ca să fie un pic mai bine. Probabil că și voi ați fost vinovate după cartea asta, nu numai el a fost, da? Se pare că se vor echilibra lucrurile la cele care nu vor merge mai bine în căsnicie. Totuși, zic, așa mi-arată, așa vă spun. Bun. Acum dăm pentru dama de tobă, cea singură. Hai să vedem și la dama de tobă. Șatena cu ochii căpriși, cu pielea albă, bine făcută, plinuță, robustă. Haideți să vedem dama de tobă. Bun. La dama de tobă singură pot să vă spun în felul următor. Aveți o prietenă sau pe cineva care vrea să plecați cu ea la drum, dar s-ar putea, ori vine, ori pleacă, ori vrea să plecați, ori sunt niște probleme de bani, nu veți mai face drumul. Asta vă spun ca și mesaj extra, pentru că fiind singure, iau cartea ca fiind singure și încerc să vă spun până la sfârșitul lunii decembrie ce mai meșteriți și voi, da? Veți avea și niște discuții cu această femeie pentru un dar. Ori se plânge ea de bani, ori o să aveți o problemă cu plecatul ăsta, cu ieșitul. Unele dintre dumneavoastră parcă nu ieșiți din cauza banilor.
că ar trebui să vă cadă schimbare de casă. Unele poate chiar plecați, nimic de zis, dar aici cele care aveți prietene și ați fi vrut să ieșiți cu cineva, una din, din prietenele dumneavoastră, se pare că este un blocaj. În altă ordine de idei, bine aspectate, deși este un bărbat de ghindă care nu o să vă vedeți cu el. Deci, unele dintre dumneavoastră gândiți un bărbat brunet cu ochii negri, se pare că e un pic mai tânăr decât voi, cu care voi nu veți fi. Da? Voi sperați să fiți cu el, dar nu veți fi. Da? Dacă e mai mic decât voi, da? Pentru că e prea departe, pentru că nu vă caută, pentru că nu puteți să luați legătura cu el, pentru că vă e jenă să luați legătura cu el, pentru că nu vă bagă în seamă, tot felul de chestii de genul acesta. Deci nu veți fi cu el dacă e mai mic decât voi, cel puțin cu o zi, brunet cu ochii negri, da? Deci nu. După aceea, bine aspectate sunteți doamnele care aveți bruneți cu ochii negri de ghindă, dar care sunt măcar cu o zi mai mare decât voi, deci cei care sunt mai maturi. Acolo aveți o șansă, chiar dacă acest bărbat este și nu este cu cineva, uite așa, ba este, ba nu este, ba ar avea, n-ar avea și el pe cineva, dar totuși vă gândește și vă ridicați cu veste din partea lui și poate chiar vă și vedeți cu el. Aici cade un pic la energia mai în vârstă, vă cade un pic mai bine. Din nou și chiar vă vedeți că cădeți cu el în afara casei, de la drum la drum, plecați, veniți, nu știu, indiferent cum ar fi, dacă există bărbatul brunet cu ochii negri, vă veți vedea cu el. Nu pot să vă spun că în următoarele 6 luni vă căsătoriți, poate chiar foarte puține, dar energia generală este una că nu, deci probabil că mai multe dintre dumneavoastră nu vă veți căsători cu acest bărbat, dar aveți o șansă să fiți cu el sau să continuați această, da, să continuați această relație. Un bărbat de roșu care este la drum, nu neapărat în străinătate. Mă gândesc că poate să fie și la 100 de kilometri de voi, depărtare, care v-a iubit, este cineva din trecut, v-a plăcut, a fost îndrăgostit de voi, dar și acest bărbat nu s-a terminat încă relația, încă mai aveți multe lucruri de rezolvat împreună sau ceva lucruri de rezolvat împreună. E ca și cum încă mai are haine la voi sau voi la el sau acte sau ceva. Ar vrea să se împace cu voi la un moment dat, dar nu cred, nu știu dacă mai vreți. Bărbatul cu ochii verzi sau albaștri, o energie mai tânără, mai vorbește cu cineva de ghindă, nu este chiar singur, se gândește când la una, când la cealaltă, tot. E un pic cam, nu prea știe ce vrea. Energia pe dragoste până la sfârșitul lunii decembrie este una bună. Dacă chiar doriți să fiți cu cineva, veți putea, să știți. Vă spun, cartea este foarte bună. Nu pot să zic că vă veți căsători, v-am spus, dar în schimb dragostea și veștile, mesajele, discuțiile sunt multe, vor fi multe din partea tuturor. În schimb, ce vă cade bine, mai puțin cu una care aveți prietene, da? Și vreți să plecați undeva împreună sau vine cineva de la drum și aici sunt niște probleme de bani sau de daruri sau nu plecați unele dintre voi. Dar pe de altă parte, drumurile sunt bine aspectate. Da? Deci, nu știu, la un moment dat
chiar vă vor face curte cel puțin 2-3 tipi. O să vedeți voi. Mai ales la cele până în 50-54 de ani. Vă spun 100% asta. Uite, iar bărbatul de roșu care vă gândește și este înnebunit că nu-i dați veste, că nici el nu dă. Dar veți vorbi cu el, chiar dacă nu în această lună decembrie, dar eu cred că totuși veți vorbi cu el și în luna decembrie. Cade foarte insistent. Da, uite, economii, puneți bani deoparte. Hai că reușiți chiar cu toate sărbătorile astea. Mă interesează cele singure, singure, veți uite, uite ce de bărbați, uite. Uitați-vă de ghindă, de roșu, de tobă, tineri, în vârstă, deci toate veți avea ceva de ales sau de... Nu sunteți chiar așa singure, da? Deci fiecare în parte, dacă chiar doriți să fiți cu cineva în această lună decembrie, da, vă poate merge bine, uite, dragostea este în picioare, mai ales din partea bărbaților de roșu, care îi aveți, unii dintre ei sunt buni, nu sunt din trecut, pot fi acum de curând, pentru că îmi cad vești bune, îmi cad mesaje, îmi cad daruri, cadouri, deci de aceea zic, de aceea spun că aveți șanse, cel de ghindă la fel vă ține pe brațe, deci aveți șanse să fiți, ia uite câți de ghindă, de 3 ori, de 4 ori, deci foarte mult ghindă și roșu, da, ia uite ce e aici. Și verde, dar verdele e mai departe un pic. Și foarte mulți bărbați care fac drumuri foarte multe. Cred că majoritatea aveți, nu prea aveți cunoștințe care stau pe loc. Fac drumuri scurte, lungi sau locuiesc în alt oraș decât locuiți voi. Un sfat de la îngeri. Exact ce vă spuneam. Explorați, da? Explorați, dragile mele, că sigur găsiți ceva. Este imposibil. Ia să vedem de ce fel de bărbați aveți noroc. Să vedem cum sunt ei în luna decembrie, cei pe care, ia uite, numai romantici, da? Deci mulți bărbați romantici aici pe care îi veți cunoaște și stabilitatea amoroasă binefăcătoare, da? Dați totuși, unele dintre voi dați peste niște băieți buni sau chiar sunt ei băieți buni, dacă îi aveți deja, da? Ne, și un pic șmecheraș, a căzut vulpea, da, mai sunt, dar uite, vezi tot... un pic cu dragoste, adică chiar dacă sunt nu fățar nici, să zic un pic mai cu experiență, să le spunem, au suflet bun. Să vă, în schimb, să vă, dacă veți cunoaște bărbați care sunt născuți pe data de 14, să vă feriți. Acolo nu-mi place cartea la cei născuți pe 14, să aveți grijă. Și Roșel, un sfat de la înger pentru luna decembrie, pentru dragoste, lăsându-te călăuzit cu cinste de glasul inimii, prosperitatea va veni spre tine. Prosperitate nu înseamnă neapărat bani, înseamnă prosperitate că dăm pe dragoste, poate să însemne și multă dragoste. Să fiți fericite în dragoste, pur și simplu. Da? Oricum e drăguță betalarea, vă veți distra, veți face drumuri, nu o să vă plictisiți dama de tobă singură în această lună, dama de tobă căsătorită acum, da? Ia să vedem, ia uite ce bine vă cade și vouă cele căsătorite, toba căsătorită. Voi sunteți mai indiferente un pic, cele căsătorite,
pentru că sunteți foarte stăpâne pe voi. Ia uite ce frumos, cele care sunteți căsătorite și aveți familie, sunteți în casă, stabile, stabile, da, cu stabilitate. Văd aici, doamne, și căsătorite de 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, între 24 și 30 de ani. Cred că sunteți sătule oricum. Dar aveți bărbați în casă, chiar și mai tineri decât voi. Sunteți căsătorite unele dintre voi și cu cineva mai... Adică aveți soț și mai tineri, măcar cu o zi. Da? Foarte bine aspectate sunteți cele care aveți bărbați de roșu, căsătorii cu bărbați de roșu și bărbatul de tobă. Bărbatul de tobă este în casă, nu mai aveți o relație sexuală atât de wow cu el, dar să știți că nici nu prea vă înșală, adică pur și simplu probabil că diverse motive, dar... siguranța, să știți că există aici pe temei. Nu văd multe divorțuri sau separări, dar la într-adevăr se poate întâmpla. Ia să vedem cine este aici. E cineva un pic pasibil de o despărțire. Da. Deci la cineva dintre voi are bărbatul o femeie de verde, dar nu este cel care v-am spus că nu, că nu mai faceți dragoste cu el. Aici este altcineva care deja aveți discuții de un an de zile cu el și aveți și copii cu el și s-ar putea întâmpla, sau cel puțin un copil, și s-ar putea aici să existe o problemă de divorț. Dar vor veni vești bune în final și cu gânduri de împăcare. Deci eu zic că dacă sunteți un pic diplomate, vă puteți împăca cu el, dar sunteți v-ați retras. Ori el, ori dumneavoastră v-ați retras, mai ales cele... Dacă sunteți născute pe 28 în orice lună sau soțul dumneavoastră este născut pe 28 în orice lună, aici este o retragere din partea unuia dintre voi, doar că totuși cartea îmi cade bine și dacă, ia uite, cade și drum sau vine de la drum, dacă veți sta liniștite și nu veți face scandal sau veți fi diplomate, să știți că se poate întâmpla să aveți chiar și o împăcare, da? Să vă împăcați. Haideți să vedem. Uite, să vedeți, aveți dragoste, succes benefic în mod divin, înseamnă că soții pe care îi aveți sau cu cei cu care v-ați căsătorit, chiar au fost pe soarta voastră, chiar au fost destinul vostru, deci sunt dați de la Dumnezeu, da? Mai ales care sunteți născuți, născute în luna octombrie, dar toată lumea, dar foarte mult luna octombrie îmi cade aici, da? Dar toate până la urmă. Deci a fost dar de la Dumnezeu și unele dintre dumneavoastră veți rămâne și gravide, veți avea copii, să știți, sau nepoți. Bun, să vedem un sfat de la îngeri. Uite, scop divin. Da? Deci, scopul divin ce înseamnă? Să vă rugați la Dumnezeu să vă fie bine în căsnicie, să vă împăcați cu soțul, să faceți copii, să faceți o rugăciune, da? Să faceți rugăciuni în acest sens. Acolo unde lucrurile nu merg foarte bine. Dar eu văd că până la urmă se îndreaptă sau cel puțin urmează o împăcare până la sfârșitul lunii decembrie. Și Vanessa zice, pentru a lua o hotărâre, întreabă-te ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele divine. Ce cale mă depărtează de ea?
Vedeți, exact, tot legătură cu divinitatea, vedeți? Deci, scopul divin și... Deci, nu luați hotărâri la nervi. Despre asta este vorba. Stați liniștite, sunt sărbătorile, cartea nu este rea. Dar, da, mai sunt și problemuțe ca la toată lumea, însă vă cade totuși, împăcare până la sfârșitul lunii decembrie. Nu vă grăbiți să luați hotărâri. Dragile mele, mă pregătesc pentru următorul videoclip, pentru dama de roșu și dama de ghindă, cele singure și cele căsătorite, pe dragoste, până la sfârșitul lunii decembrie. Mulțumesc frumos de vizualizare. Sper că v-a ajutat cu ceva. La revedere!